Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corina Butnariu, începe chiar acum emisiunea Hunedoara în direct. Astăzi vorbim despre o administrație care pot spune eu din punctul meu propriu și personal de vedere că este exemplu pentru județul Hunedoara și cred că foarte mulți care activează ca și primari ar trebui să ia exemplul municipiul Hunedoara. Vreau să-l salut pe domnul primar Dan Bobăuțanu și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi aici să discutăm despre ce se întâmplă în municipiul Hunedoara și care este rețeta pe care dumneavoastră o aplicați pentru a atrage atât de multe fonduri pe diferite domenii și a dezvolta municipiul Hunedoara. Mulțumesc pentru invitație. O rețetă anume nu cred că există. În primul rând este vorba de implicare și muncă și ca atare nu e o rețetă. O rețetă cineva poate crede că am descoperit un concept aparte de administrație locală, inovăm lucruri, nu. Este vorba de foarte multă muncă, de foarte multă implicare, de foarte mult păr alb. Domnule primar, de timp alocat. Asta am vrut să zic, ați spus punctul pe ei, timp alocat. De fapt, meseria, să-i spunem, de primar. Câte ore pe zi ocupă? Pentru că un om, în orice meserie pe care, în care activează, lucrează 8 ore. Un primar... Cât lucrează, domnule? În mod normal, dacă citești fișa postului, o să realizați, primarul fiind demnitar, el nu este pontat 8 ore ca orice funcționar public și se numește muncă nenormată. De altfel, el nu are salariu, ci are indemnizație. Apropo de acea poveste cu pensiile primarilor. Deci, practic, la noi socoteala este următoarea. Nu ai voie să faci absolut nicio activitate, societăți comerciale sau știu eu, alte afaceri, nu că unii nu o fac, dar în cazul meu nu fac așa ceva, mi-am dedicat timpul primăriei, este o onoare deosebită să te aleagă mii de oameni să-și pună ștampila pe numele tău, pe acel pătrățel, onoarea aceasta trebuie să te determine și să te implici și să aloci foarte mult timp, iar din cele 24 de ore nu cred că exagerez, dar există o medie de 12 ore pe zi, ca medie, deci uneori este evident 16 ore, alteori poate mai puțin, dar ca medie scam trebuie 12 ore pe zi să fii dedicat pentru această funcție. Nu reușești altfel într-o zi, de câte ori sunați la telefon, de exemplu, pentru a ne invita. Da. Și faceți lucrul acesta cu toți primarii. Și de cele mai multe ori nu reușesc să răspund pentru că am și eu filozofia a mea, timpul nu mi-aparține cât sunt la serviciu și atunci telefonul meu stă în trusertar. Din când în când mă uit să nu fiu sunat de acasă, să fie ceva urgent și în rest îl iau și vizualizez odată la 2-3 ore mesajele și răspund undeva după ora 14. Nu că n-aș vrea să fiu mai sociabil, nu că aș refuza să răspund cuiva la telefon. Pur și simplu, dacă sunteți la mine și discutăm de un proiect, mi se pare total inadecvat să vorbesc la telefon în timp ce noastră vă concentrați pe minutele alea care le avem la dispoziție să povestim. Și mi-am făcut obiceiul acesta, funcționează chiar dacă se mai supără unii că nu răspund în timp util. Importante sunt rezultatele care se Corect. Văd și la urma urmei, domnule primar, aveți întâlniri în cadrul primăriei pentru a realiza aceste proiecte, pentru a le scrie, pentru a căuta liniile de finanțare, dar sunteți și pe teren pentru a le verifica. Obligatoriu trebuie să fii pe teren și dacă nu ești, gândiți-vă, primarul este ordonator principal de credit, deci practic toate plățile acelea care se fac către constructori, în urma verificărilor situațiilor de lucrări și a facturilor respective, se fac de către primar. Tu nu o să ai niciodată timp să verifici tot acel volum mare de hârtii, dar în schimb poți să-ți faci timp să-ți verifici calitatea lucrărilor și iar pe calitate sunt foarte multe reclamații. Nu-ți convine ca prin semnătura ta să fie validată o factură a unei lucrări, ca pe urmă să-ți dai seama, mă, dar de ce naiba nu m-am dus să verific eu, să văd ce naiba au făcut acolo. Da, plus că sunt foarte multe proiecte și foarte multe finanțări unde nu se poate interveni după finalizarea lucrării, da. Pentru că sunt automat perioada de garanție. Și mai e o problemă cu proiectele. Nu există proiect perfect. Asta trebuie să știm toți.
facem, ne scandalizăm că nu știu ce proiect a fost făcut greșit. Ok, se pot îmbunătăți. Prin notă de constatare și prin dispoziții de șantier, aceste proiecte se îmbunătățesc. Și atunci căutăm tot timpul să avem discuții cu proiectantul și se spune, mister, nu-mi place ce gresie ai ales aici sau ce faianță la o creșă pentru copii, vii cu gresie și faianță ca în 1980 ca și culoare. Vedeți că se schimbă foarte mult și cromatica aceasta sau nu-mi place cum ai paleta de culori propusă pentru zugrăvirea blocurilor. Vă implicați implicăm... și în acest detaliu, da. Ce înseamnă paleta de culori, modelul de gresie care este ales. Absolut. Mobilierul, tot, în cazul tot. Școlilor și al... Și prizele, și modelul de priză. Dacă o să, cei care se vor uita la emisiune o să zică că nu suntem normal la cap. Și modelul de priză, și eu modelul de întrerupător, și modelul de clanță de la ușă, și modelul de neon, alb cald, alb rece. Acum se poartă alb rece, de exemplu, în toate sălile de clasă. Culoarea parchetului, culoarea gresei, culoarea faianței, culoarea plăcilor de andezit, formele prin care, modul în care grosimea plasei împrejmuietoare de la un teren de fotbal. De ce? Multă lume a întrebat, dar ce te doare capul de grosime? Foarte simplu. În momentul în care lovești cu forță mingea de fotbal și se oprește în plasă, face burtă. Și atunci haideți să alegem plasă de calitate, de o anumită grosime, pentru că vedem și noi în alte părți. Tartan, culoare, împrejmuire, tot încercăm, chiar dacă nu reușim tot timpul, să gestionăm fiecare lucru. Cum ne-ar place nouă? Cum vă place dumneavoastră gresia? Nu spuneți. Când vreți gresie în baie sau faianță, dumneavoastră vă alegeți, nu constructor. Adică nu veni mie să-mi spui, a bun, dacă e vorba de preț, de calitate, e altă discuție. Dar acolo unde sunt asemănătoare, haideți să alegem culorile vii. Și atunci ați ia foarte mult timp, dar timpul acesta este folositor. Ați adus în discuție mai devreme creșă. Vreau să vorbim despre trei mari investiții importante care se vor finaliza anul acesta în municipiul Hunedoara și vreau să vorbim despre grădinița cu program normal numărul 5, grădinița cu program normal numărul 1, dar și noua creșă. Noua creșă este o investiție foarte interesantă. Se lucrează cam de mult timp, dar nu avem ce face. Ah, am început cu grădinița... Cu grădinița numărul... Este grădinița PP1, se află în Piața Florilor, un proiect pe fonduri europene, este aproape finalizat, dar vedeți, uitați de exemplu... aceasta este grădinița de pe strada Strandului, de care ziceați dumneavoastră. Da. Cromatica aceea de culori. Da. Pur și simplu avem și noi un program de calculator și începem să ne jucăm așa în ghilimele și zic, hai să vedem cum să arate. Mai luăm de pe Facebook idei, cărțile din cărți să scriu și ne uităm să vedem cum fac alții prin alte orașe din țară și de acolo vin tot felul de idei. Le place copiilor, că asta e atractivitatea. Până în 1990, poate chiar 2000, era acel tern, acea culoare ternă care se folosea în orașele patriei noastre. Foarte sobru. Da. Acum lucrurile sunt total diferite. Care este situația? Uitați-vă, de exemplu, aici, dacă reținem un pic imaginea. Vă rog să revenim regia la... Aici este grădinița care a fost reabilitată în totalitate din Piața Florilor și dacă vedeți, acolo este un loc de joacă pentru copii, dar care nu este împrejmuit. Bun, dăm drumul, dar când va ploua, să nu vă imaginați că va rezista mult spațiu verde. Cu siguranță copiii vor trece prin toate noroaiele le porți în clasă, pe tartanul acela. Și zic, mă băieți, haideți să facem o împrejmuire. Zic, de ce să nu facem lucrurile cap-coadă? Exact ce spuneați mai devreme, fie... într-un proiect tot timpul trebuie să te implici. Apare câte ceva care vine. Evident că proiectul în sine prevede doar anvelopare energetică, schimba geamul. Nu, haideți să facem și curtea, să toaletăm pomii, să însămânțăm spațiu verde, să facem împrejmuirea locurilor de joacă. Iar aceste cheltuieli care nu sunt implicate în proiect, noi suntem proprietari. Noi suntem proprietari. Da, local. Noi suntem proprietarii clădirilor și atunci obligația este a noastră. Da. Dar de regulă vrem că atunci când o locație va fi finalizată și va fi redată inspectoratului școlar, vrem să nu vină cineva să spună, dar n-ați putut să tundeți și iarba, dar n-ați putut să toaletați și pomii, dar n-ați putut să vopsiți și gardul. Și pentru asta trebuie să te deplasezi în teren. Pentru asta îți trebuie timp și de aici
cele 12 ore în medie. Cât a durat acest proiect, să zicem așa, de la început? Și acesta cred că are undeva la 2 ani de zile. 2 ani de zile, cam asta. Dar este vreau să mă credeți, încă nu aveți fotografii din interior, sau și dacă aveți și din interior, deci, aveți și din interior. Ei, vedeți? Până și Gresia. Modelul de chiuvetele am ales, de... Sunt foarte colorate, sunt foarte vii, sunt exacte pentru tineret. Exact pentru ce trebuie, pentru copii. Tineretul caută și copiii caută culori intense, culori vii, culori care să le dea o stare de bine și să îi facă să se deschidă. O să râdeți, dar și modelul de calorifer l-am ales. Deci până și la modelul de calorifer v-ați implicat dumneavoastră personal. Doar eu vin tot felul, idei, le spun, asta nu place, hai să căutăm altceva. Și găsim tot timpul pe internet acum. Har Domnului, găsești destule. Să înțeleg că tot timpul sunteți cu proiectele pe teren pentru a putea verifica constructorii care sunt fazele și totul. Nu pot să spun că mă duc în fiecare zi pentru că nu am timpul fizic necesar. Evident că sunt obligat să am și întâlnirile cu angajații primăriei, cu constructorii. Pregătim noile proiecte. Noi nu ne-am oprit din a spune, bun, să gata mandatul și povestim pe urmă ce o să facem. Nu. Noi nu povestim ce o să facem din iunie încolo. Noi deja avem proiectele făcute, proiecte mature, deci sunt, documentațiile sunt scrise. Știm exact ce o să înceapă. Dezvoltare pe termen mediu spre lung. Da, știm ce o să înceapă ca și proiecte Hunedoara. Nu spunem, vedeți că în următorul mandat, dacă o să fiu ales, o să fac și o să dreg. Nu. În următorul mandat, dacă o să fiu ales, deja lucrurile evoluează, lucrurile vor fi făcute, pentru că sunt contracte de finanțare semnate. În momentul de față, câte contracte de finanțare aveți semnate, domnule primar? În momentul de față, avem pe PNRR și POR, pe educație, sunt 8 proiecte. Da. Pe educație, creșa, căsuța cu pitici, fosta școală generală 11, școala generală 3, liceul Traian Alescu, grădinița Licurii și Rândunicii, fosta școală 1, școala de muzică. Pe urmă avem 3 proiecte importante pe parcuri și zone verzi. Cel mai frumos dintre toate e grădina urbană Corvinia, dar avem și pe parcul central și pe parcul Corvin. Avem pe teurile. Ca la Castelul Corvinilor în continuare lucrăm, avem pe Curtea Husarilor și pe etapa 2, ultima etapă pentru reabilitarea castelului. Deci, practic, cu aceste două proiecte putem spune că tot ce cunoașteți dumneavoastră și Hunedoreni la castel va fi reabilitat va fi în totalitate. Da? Finalizat, da. Avem la blocuri, avem un total de 26 de proiecte pe eficientizare energetică, blocuri cu peste 4 etaje, dar avem și blocuri mai mici, cum sunt blocurile de pe pietonalul Corvin, exact. Pentru că tot a fost povestea aceea, avem contractele de finanțare semnate. Deci în momentul de deci față... Deci nu spun că vom depune documente să primim urmează finanțare. Urmează să se demareze licitațiile sau în momentul de față... Da, în momentul de față este în curs licitația pentru proiectare și execuție. Avem finanțarea asigurată, avem cele 4 blocuri NZ pentru persoanele defavorizate. Mă rog, blocurile acelea sunt blocuri de lux, pentru că e un bloc cu 6 apartamente. Sunt 4 blocuri și fiecare bloc are 6 apartamente. Deci asta înseamnă că suprafața este foarte... Aici avem... Așa vor arăta așa aceste vor arăta. Blocuri. Da, sunt niște proiecte tipizate. Proiecte de lux la care oricine își dorește să reușească. Sigur, noi am obținut finanțare. Este obligația noastră să scriem proiecte, să obținem finanțare și să le implementăm. Mai departe o să vedem criteriile de acordare. De asemenea, mai avem la transportul local, pe lângă autobuzele care le-am adus, mai avem în licitație deja să și deschid ofertele de alte 4 autobuze electrice. Ne interesează o linie dedicată elevilor. Ce se întâmplă în Hunedoara? Toate satele din jurul Hunedoarei, comunele, ca să zic așa, cetățenii și-aduc copiii la școală. Și atunci haideți să încercăm să aducem noi copiii cu mijlocul de transport, pentru că este mult mai sigur, în loc să ai... Și nu se aglomerează o mașină cu un copil și cu un părinte, exact, atunci vei exact. Avea un autobuz de 20 și ceva de locuri care îți va aduce copiii din Teliuc, poate din Ghelar, știu eu. Și acolo veți realiza niște abonamente sau vor fi... Vom da transportul gratuit copiilor. Transportul va fi gratuit din partea primăriei Hunedoara, indiferent că au sau nu au domiciliul în Hunedoara? Nu, pentru că ei vin la Hunedoara la școală, și atunci este foarte bine dacă reușim să-i aducem pe toți la școală în Hunedoara.
Ăsta e interesul nostru. De aceea și reabilităm toată infrastructura aceasta școlară. Foarte multe investiții în învățământ, și în creșă, și în grădiniță, dar trecem și la următorul nivel, să spunem, la liceul Constantin Bursan. Sunt în momentul de față și școala numărul 4. Sunt în reabilitare și modernizare. Și școala 6. Și școala 6. Acolo... Sunt pe punctul de a fi finalizate. Ce înseamnă această reabilitare? Ei, aici am beneficiat de o axă de finanțare foarte generoasă, nu doar anvelopare, practic și interioarele toate au fost finanțate, deci au rămas, ca să vă zic așa, doar structura de rezistență a clădirii. Uitați-vă aici, aici n-a mai rămas decât structura de rezistență, uneori nici pereții de cărămidă nu mai existau, că trebuie să facem schimbările necesare. Și pe lângă aceasta este și un atelier de practică foarte frumos, care l-a reabilitat, un teren de fotbal, un teren de sintetic, dotat cu nocturnă, va avea și balon, ca să fie folosit ca sală de sport. Poate fi folosit în cadrul proiectului, da, sunt mai multe. Și după masă se pot înscrie pentru a-și petrece timpul liber. Asta este o axă de finanțare care cine a gândit-o, a gândit-o foarte bine. Din păcate, nu toate sunt gândite la fel de bine. Nu vreau să trecem foarte repede peste acest subiect, vreau să revenim un pic în interior, adică în acest proiect au putut intra mobilier nou, dotări inclusiv pe partea de IT, calculatoare sau tot ce trebuie pentru laboratoare, table interactive, schimbat geamuri, schimbat gresie, faianță, reabilitat băi, parchet, putem spune de la zero, totul complet. Aici sunt două corpuri de clădiri de la... Nu, aici deja suntem la școala, înainte, fotografia, am mers pe repede. Dăm un pic înapoi. Da, aici. Nu, aici este Bursanul, următoarea. Următoarea fotografie, vă rog. Aici. Aici este Traian Lalescu, clădirea primară, imediat în spate este clădirea gimnazială și aici este vom construi un teren de fotbal pentru copii cu gazon artificial, instalație de nocturnă. Și curtea, și reabilitarea curții. La fel cum discutam și la grădiniță și la creșe, vă ocupați înainte de a fi predate Inspectoratului Școlar de tot ceea ce înseamnă gard, gazon, totul să fie cheie, impecabil, pentru a-și putea desfășura copiii activitatea. Următoarea fotografie, da. Rugăm regia așa. Aici suntem în curtea școlii generale numărul 6, din piața Florilor, unde a fost și grădinița aceea de v-am arătat suprafață de jocul tartan. Da. Deci aveți și grădinița reabilitată și școala generală numărul 6. Inclusiv curtea, vedeți, curtea în totalitate reabilitată, știți cum sunt curțile școlilor în România, toate sparte. Da. Și teren de fotbal și aici, dotat cu nocturnă și gazon artificial. Sunt în momentul de față toate conform calendarului, nu... Sunt în grafic. Sunt proiecte tapizate care se vor finaliza până în vară toate. Până în vară doriți să finalizați absolut totul. Deci să înțelegem că noul an școlar toți elevii vor reveni aici. Vreau să vorbim și despre eficientizarea energetică a clădirii vechi a Colegiului Național Iancu de Hunedoara. Aproape 1 milion de euro pentru întreg proiectul. Da, în curtea școlii se mai găsește o clădire care vrem să o reabilităm pe un nou proiect. Până la urmă este unul dintre liceele emblematice din județul Hunedoara, cunoașteți tot fostul liceu de matematică fizică. Din păcate, aici axa de finanțare nu a permis și refacerile interioarelor. Spre deosebire de școala 6, de Constantin Bursan, de Traian Lalescu, aici nu a permis interioarele și vă trebuie să găsim sursă de finanțare pentru interioare. Eu n-am înțeles atunci când au deschis ghidurile de finanțare de ce au dat bani doar pentru exterior. Corect era ca pe axa, aceasta este axa 3, vorbesc mai tehnic. Axa 10, ce ați prezentat înainte, acordă finanțare pentru tot. Pentru axa 3 doar pentru anvelopare. Nu e ok. Nu este ok. O să găsim soluții. Cum reușiți cu cofinanțările pentru toate proiectele să faceți față? Pentru că sunt foarte mulți primari care nu depun la fel de multe proiecte ca și dumneavoastră din cauza faptului că nu rezistă cu cofinanțările, nu reușesc să se gospodărească pentru a le putea implementa. Sunt două componente. Dacă ar fi doar cofinanțările, n-ar fi mai mare, pentru că acolo vorbim de un 2% neeligibilele. De exemplu, ceea ce ați văzut dumneavoastră la școala 6, Bursanu și Traian Lalescu,
interioarele sunt și ele eligibile, deci primești banii. Da. La Iancu de Hunedoara, interioarele nu sunt eligibile, trebuie să pui banii. Da, pentru că și la fel sunt și la alte proiecte. Acolo este valoarea foarte mare. Cum să zic, am învățat să nu ne plângem, pentru că nu cred că o să ne asculte cineva. Nu cred că cetățeanul o să zică, bine, mister, te-am ales acolo și acum încep să te plângi că nu sunt bani. Și încercăm să coordonăm bugetul în așa fel încât să asigurăm în primul și în primul rând cofinanțarea de 2% și neeligibile care îți rezultă din proiect. Pe urmă începem să ne gândim la festivaluri, să ne gândim la crearea de evenimente. N-avem ce face, trebuie să ne adaptăm. Prioritatea principală este asigurarea cofinanțării și cheltuielor neeligibile pe fonduri europene. Aia este prioritatea noastră. Știu, vin mulți, domn primar, dar nu ne dai bani să reabilităm nu știu ce, să facem nu știu ce turneu, să facem nu știu ce eveniment. Da, sigur, dăm, dacă avem. Dar vedem la final de tot când trage linie cât avem. Și atunci ne adaptăm. Dar uitați, spre exemplu, elevii din... Încă ceva, vreau să subliniez. Vă rog. Vreau să sunteți din Deva. Din Orăștie deloc, locuiesc în Deva. Deva, ca și orice capitală de județ, beneficiază de un impozit pe venit foarte mare. De ce? Pentru că în aceste capitale de județ sunt cele mai bune slujbe plătite. Da, toate deconcentratele, toate inspectoratele, tot ce vreți dumneavoastră, au sediu într-o capitală de județ și este și logic, da? Corect, toate instituțiile. Ei bine, din acel impozit mai pe care... Mai puțin reareul care vine la dumneavoastră la Hunedoara. Să sperăm. Din acel impozit pe venit pe care îl încasează statul român pe salariul dumneavoastră, care e de fapt adevăratul impozit, nu cel pe proprietate, cel pe proprietate insignifiant, o cotă mare ți se întoarce ție. Bugetul municipiului Hunedoara, raportat la acest impozit pe venit, este de cel puțin 3 ori mai mic decât bugetul reședinței de județ Deva. Și atunci este foarte greu să ții pasul, din punct de vedere al banilor, cu capitalele de județ. Este o frustrare la mea, o recunosc, dar sunt și alte orașe în țară care au această frustrare, pentru că sunt și mulți cetățeni din orașul nostru, din Hunedoara, care lucrează în Deva, în aceste deconcentrate. Consiliul Județean, Inspectoratul de Învățământ, Inspectoratul de Poliție. Ei plătesc impozitele cele mari. Pe venit, aici, în reședința aici, de județ. Nu, dar după masa vin acasă și spun, domn primar, eu îți plătesc impozit și n-am apă, n-am canal, n-am drum, n-am școală, n-am spital. Da, mister, e adevărat. Doar că e greu să explici omului pentru că nu e vina lui, da? Dom'le, e adevărat că plătești, dar vezi că se duce la capitala de județ, nu la tine. Ei, aceasta este o echilibristică pentru noi, pentru a nu rămâne în urmă față de capitala de județ sau față de capitala de județ și să reușim totodată să și livrăm niște lucruri pentru folosul cetățeanului. E un paradox. Paradoxul vieții noastre ca cetățeni din Hunedoara este că Hunedoara e cel mai mare oraș din România, dar care nu este capitala de județ. Sunt 5 astfel de orașe, dintre care Hunedoara cel mai mare și care depășește numărul locuitorilor dintr-o capitală de județ. Nu vorbesc doar de Deva, că depășim, că noi depășim și Sfântul Gheorghe, depășim și Miercurea Ciuc, depășim și Giurgiu, depășim și Alexandria. Alocarea este mult mai mică. Ei, dacă aici exista un echilibru, cred că am putea face și mai multe lucruri, am putea atrage și mai mulți bani europeni. Dacă ar fi să fie prin absurd, luăm acum o variantă, așa, o ipoteză în calcul, dacă prin absurd, spre exemplu, dumneavoastră ați avea bugetul Devei, ce ați face? Nu pot să spun asta pentru că m-aș duce într-o latură politică și nu vreau să explic acest lucru, mai ales când ne cam apropiem de campanie. Dar dacă aș avea bugetul unei capitale de județ, și nu vreau să spun Deva pentru că n-ar fi corect acum, s-ar naște discuții inutile. A unei alte capitale de județ din România. Din România, da. Tot ce ați vedea dumneavoastră ar trebui să mulțiți cu 3. Cam acolo am ajunge ca și număr de proiecte. Știu că par multe acum, spre deosebire poate de alții, dar s-ar putea mulți cu 3. Un pentru număr că banii total aceia de proiecte avea... pe care le aveți în momentul de față? Sunt câteva... Sute de proiecte. Sute de proiecte. Cred că în cei 4 ani de zile, în primul an știu că am avut revista aceea de campanie unde numărasem 223 de proiecte, acum ne ducem undeva peste 500, 600, cred, de ceva. Deci, să spunem, ar fi deja, am vorbit de 1000 și de proiecte. Am vorbit de niște proiecte foarte mari, foarte bine finanțate. Avea nevoie, de exemplu, de deschidere
la intrare în Hunedoara pe podurile acelea, de o deschidere pe patru benzi. Da, vă dați seama ce înseamnă acolo cofinanțarea, ce înseamnă acolo cheltuielile neeligibile. Adică trebuie să știm și cât să ne întindem. Lucrăm acum, în acest moment am un proiect care este aproape finalizat, ca și documentație, trebuie să fie predat și analizat. Proiectul pentru noua hală Obor. Hala Obor este construit în anii 50-60, cred că, da, o știți cum arată, da. Știu toți unedorenii, până la urmă este molul unedorenii, toată lumea merge la Hala Obor. Rezultanta financiară a proiectului este de aproximativ 7 milioane de euro, pe care noi avem. Dar am zis, stați puțin, avem nevoie de modernizarea halei? Da. Avem nevoie de o rebranduire totală a halei și a zonei din jur? Da. Nu s-a făcut niciodată. Niciodată înseamnă niciodată de la construcție, nu numai cu 60 de ani, 70 de ani. Pe atunci, haideți să scriem proiectul, găsim banii pentru proiect și pe urmă eu o să trebuiască să găsesc banii de finanțare. O să-i găsim? Da, eu sunt convins că o să-i găsim. Și sunt convins că undeva anul viitor vom demara lucrările. Dacă aveam bugetul unei capitale de județ, nu trebuia să aduc în discuție tot ce a spus până acum și aveam și banii mâine. Și deja era demarat pentru, da. Acel... Avem, de exemplu, un proiect foarte interesant, o capelă la Hunedoara, capela noastră sună morbid, dar mă iertați, capela este folositoare, face parte din viață, nu suntem veșnici. Trebuie să fim realiști. Iar în momentul în care îți duci decedatul, îți duci persoana dragă la actuala capelă, nu cred că ai o impresie foarte bună, chiar dacă este foarte curat, arată bine, dar mie nu-mi place. Și am zis, m-am luat și după prietenul meu, Ovidiu Bolan de la Orăștie, am văzut capela, da, de acolo capela și am zis, este foarte mare, încăpătoare și modernă. Trebuie să fac și eu așa ceva. Proiectul este făcut, deja suntem pe punctul de a intra, să ridicăm documentele pe SICAP și să intrăm în licitația de execuție. Se va realiza din buget, din bugetul numai local? Numai din bugetul local, că deci nu se finanțează din fonduri europene, ca și piața, da, Obor. Și am zis, bun, cât costă? Bro, 2,5 milioane de euro. Nu avem. Haideți să vedem cum facem. O să mai tăiem de la evenimente, o să mai tăiem din alte cheltuieli, dar trebuie să o facem. Și ne zbatem, nu te ascultă nimeni că te plângi, vă spun clar. Nu postura de victimă, să spunem așa, nu vine cu rezultate. Corect, automat în momentul în care pozezi... Dacă nu găsești soluții. Eu sunt pe principiul că orice situație apare, are o soluție. Ideea este că trebuie să reușim să ne detașăm pentru a vedea acea soluție. Întotdeauna, nu e ușoară. Cine nu știi cum se spune, cine nu poate caută scuze, cine poate caută soluții. Da, dar cine se scuze se acuză de obicei, nu, domnul primar? Corect. Vreau să vorbim și despre cele 15 drumuri pe care doriți lucrări de reabilitare a 15 străzi, îmi cer scuze, din Hunedoara. Ar trebui să înceapă anul acesta, din păcate nu s-a scris nimeni la licitație, vedeți că și aici sunt probleme și cu firmele. O să repostăm din nou. Considerați că suma nu a fost suficientă pentru a se înscrie sau? Nu-mi dau seama, astea sunt sume stase. Pe Anghel Salini, acestea sunt negociate în contractele de finanțare, nu poți să intervii asupra lor. Posibil și asta, o să vedem, o să și reluăm licitația. Proiect o să reluați licitația? Da, sunt de fapt 37 de toate, dar acest calup de 15 o să-l scoatem încă o dată la licitație și urmează celelalte. Cum merg pregătirile de primăvară, domnule primar? Pregătirile de primăvară merg foarte bine, că nu ne-am oprit nici iarna. Se vede, se poate ne prinde primăvara cu iarba netăiată. Într-adevăr, punem un accent foarte important pe curățenie și am observat și feedback-ul populației, care este mulțumită în proporție destul de mare de acest lucru. Noi, având societatea noastră Ecosef, societate comercială, dăm comanda. Dacă la 3 noapte le spunem, la 3 noapte ieși și tundeți iarba, la 3 noapte iasă și tund iarba. Deci nu există probleme din acest punct de vedere. Mai avem și încă o societate de salubrizare stradală care mătură străzile, care spală străzile. Toate sunt servicii descentralizate. Servicii descentralizate, da. Așa am dorit să fie. E o posibilitate de a te mișca mult mai repede cu activitatea ei. Avem și societatea de transport local, tot serviciu descentralizat. Și cred că așa este soluția cea mai bună pentru a putea... La noi a dat randament. A dat randament. Avem deja câțiva ani de zile de când funcționăm așa și a dat randament. Înainte erau cu angajații ai primăriei? Înainte era o struțocămilă, societate comercială privată, bașii angajați ai primăriei. Sincer, nimeni nu-și făcea treaba așa cum ar fi trebuit. Adică te uitai tot timpul
la angajații tăi, dacă nu cumva mergi să tundă unde nu trebuia să tundă, unde trebuia să tundă societatea. Cert este că am gestionat-o cum trebuie și în momentul de față au utilaje, am făcut o investiție de capital foarte importantă în utilaje, au oameni care se pricep, încă chiar vreau să... Au și au salarii bunicele, să știți că nu ne bate în joc de acești oameni. De câte ori s-a mărit prin hotărârea de guvern, de exemplu, s-a indexat salariile în primărie, de atâtea ori cu același procent am indexat salariile muncitorilor din societățile comerciale. Niciodată nu ne-am bătut joc de oameni. Nu ne interesează, noi nu luăm dividende, noi pe persoană fizică, să trebuiască să ne cumpărăm X5, să aplică... facem vacanțele la Ibița. Nu, am spus oameni buni. Oamenii trebuie să fie mulțumiți, haide să dăm salariile care trebuie să le dăm. Nu întâmplător vă întreb de curățenia de primăvară, pentru că automat urmează să se deschidă, putem spune, odată cu venirea primăverii, și sezonul de turism. Automat vor crește numărul celor care vor veni în municipiul Hunedoara. Pentru că în momentul de față, cred că municipiul Hunedoara are cei mai mulți vizitatori din județul nostru. Cu siguranță Castelul Corvinilor continuă să atragă. Deci eu cred că acea cifră care cumva nu a fost crezută de nimeni, 500.000 de turiști înainte de pandemie, cât de curând va fi depășită. Anul trecut cred că au fost undeva peste 400.000 de turiști. Cert este că încasările sunt foarte bune. Ele ne ajută într-adevăr mult de tot să ne echilibrăm bugetul. Dacă nu am avea, vă dați seama, fi și noi un oraș foarte sărac. Și promovarea castelului se face într-o notă foarte agresivă, pozitiv vorbesc, mai ales faptul că am beneficiat de acel proiect pe fonduri europene, l-am și finalizat de reabilitare a unei părți importante din castel. Urmează celelalte două proiecte despre care vorbeam, acela pe ruta castelor, care sunt în plină desfășurare acum. Care își propune deja să reabiliteze inclusiv turnul cu celebra statuia lui Iancu de Hunedoara. Vom avea, eu sunt convins că vom avea turiști. Se lucrează și la pietonala, de la pietonala respectivă, de lângă castel. Din informațiile dumneavoastră, reușim să ținem turistul? Mai mult de o noapte? Da. În Hunedoara a reușit să-l ținem. Mulți vor spune că vorbesc prostii, nu vorbesc deloc. Eu am multe discuții cu cei care au pensiuni, care au hoteluri. Asta nu se spune. Chiar s-a văzut că s-a și dezvoltat această, să spunem, domeniu de activitate. De la o pensiune vorbim de zeci de pensiuni, în momentul de față, hoteluri construite. Da. Și chiar într-o audiență a fost un domn care dorește să deschidă o pensiune nouă în apropierea primăriei, chiar în coasta primăriei, și zic, mister, dar crezi că vei avea, ce domn primar, eu mai am una. Ce mai? O pensiune. Deci vorbea deja în cunoștință de cauză, că automat vor crește. Nu mai zis, două sau patru camere. Vă rog să mă credeți că las cheia, iau cheia, încasez banii și vreau să fac acum 12 camere. Dar zic, deci îi ține mai mult de o noapte. 100% îi ținem pe aproape toți mai mult de o noapte. El vine, se vizitează castelul, merge să mănânce Hunedoara și sunt și niște localuri foarte frumoase deschise în sistem privat. După care vine la pensiune. A doua zi se duce la Prislop, se duce la Cetatea din Deva, se duce la Brad, vine și mai stă chiar o noapte. Deci de aceea încurajez. Revine Hunedoara. De aceea și încurajez foarte mult antreprenorii locali care își desfășoară activitatea în turism. Și s-a și văzut în ultimii 2-3 ani de zile mulți din agențiile guvernamentale aleg Hunedoara ca loc de ședințe, ca loc de conferință, se cazează la hotelurile din Hunedoara, mănâncă la hotelurile din Hunedoara, chiar de curând ADR Vestu a făcut o ședință foarte, foarte importantă pe monitorizarea, pe tranziție justă. Au fost, cred că, peste 50 de oameni cu putere de decizie, care s-au cazat în apropierea castelului la un hotel, au mâncat în apropierea castelului. Chiar au fost tranziția mulțumit. Just ar fi un avantaj pentru, bani, da, pentru societăților mediul comerciale. Privat. Exact, dacă și, nu mă știu, peste 60%, dintre procentele și alocate se dau către privat. Întrebați foarte des de cei care vor să depună pe tranziția justă. Încurajăm pe toți, deci noi stăm cu, cum să zic, suntem pe fază la orice document pe care îl depune cineva de a primi repede un certificat de urbanism, de a verifica actele pentru autorizație de construcție, de a verifica actele pentru un PUZ, nu discutăm. Ați văzut, adică fosta fabrică. Primăria municipiului Hunedoara vine ca sprijin, ca partener, nu cum se întâmplă. Foarte mulți în alte localități se plâng,
suntem blocați cu o grămadă de hârtii care nu le primim. Poate să fie, poate să plâng și de Hunedoara, că nu cred că nu suntem noi perfecți. Dar încerc tot ce ține de legislație, fără să încalc legislația, că nu vreau să le creez, îmi crești și mie o problemă și angajații vă crești și dumneavoastră ca antreprenor o problemă, exact, nu? Exact. Dacă vă eliberez un document doar așa de dragul de a grăbi lucrurile și vorbim ce mistă și acum ce facem? Că m-ai blocat cu totul la puzul ăla. Dar în general, clar, ne ocupăm cum vine cineva. Sunt niște comisii de urbanism care de regulă se fac o dată pe săptămână să aprobi certificat de urbanism, să aprobi autorizația de construcție. Eu am zis, mă, terminați cu prostiile o dată pe săptămână. Și dacă eu într-o săptămână nu vin, sunt plecat la București sau știu, am uitat de ședință, zil, îmi întocmiți documentele, veniți, mi le explicați și semnez pe loc. Nu stăm să tot povestim atâta. Niște cutume vechi care existau. Legat de construcții, vreau să discutăm acum pentru mediul privat și legat de urbanism, există niște reguli clare în municipiul Hunedoara după care se construiește? Adică o paletă de culori sau... Da, nu. Avem inclusiv acel registru pentru paletă de culori. De aceea și vedeți și blocurile noastre sunt alese dinainte. Cumva pe tipul de bloc. Dacă blocul are 4 etaje și sunt 10 blocuri în același fel construite, cu balcoanele la fel, cu acoperișul la fel, trebuie să arate la fel. Dacă sunt alte 4 în alt mod, trebuie să arate alte culori. De exemplu, blocurile de pe pietonalul Corvin, deja, că am spus că se lucrează la proiect, trebuie să fie și predat să înceapă execuția, vor arăta toate la fel, de la șarpantă și până la vitraliu și până la ce vreți dumneavoastră culorile respective. Nu, lucrăm că, nu, problemele astea sunt în toată țara, toate orașele sunt pestrițe, au anvelopat fără autorizație de construcție, în momentul în care ai nevoie de autorizație, ai nevoie de proiect. Păi zice, da, eu am o scară, nu pot să-l fac pe tot blocul. Mister fă numai pe o scară. Da, nu vor vecinii să dea bani. Și atunci ce au făcut? Au pus chela, repede și-au făcut și-au învelopat doar apartamentul și-au tras și o culoare de aia de te dor dinții și s-a terminat povestea, nu? Haideți să facem un proiect cel mic, măcar să spunem care este grosimea polistirenului sau vată bazaltică, depinde ce folosești, care este cromatica de culori, încep doar tu, se vor lua după tine ceilalți ca să arate la fel. Să spunem acum că mica autostradă, nodul de legătură care se va face, care vor fi avantajele de care va beneficia Hunedoara? Deci sunt greu de socotit în momentul de față, dar vă spun că sunt avantaje foarte mari pentru municipiul Hunedoara în primul rând. În momentul în care vei avea o descărcare în dreptul micii autostrăzi, sunt cu Halm, Hunedoara, gândiți-vă cât de repede vei putea să ajungi la Hunedoara. În momentul de față nu este departe descărcarea, că avem cele două descărcări, dar vedeți noastră, când descarci la Simeria Veche, cau să intri prin Simeria, că e mai aproape decât să mergi pe Călan și tot timpul se provoacă ambuteiaje, asta o știm cu toții. Când descarci la Șoimuș, trebuie să te duci pe pod, să mergi până în vârful dealului, da, la unitatea militară sau nu știu cum îi spune, să te întorci înapoi și iară sunt ambuteiaje. Turistul vrea cât de repede să ajungă la castel. Așa este. Antreprenorul vrea cât de repede să vină la societatea pe care o conduce. Este o mobilitate mult mai bine pusă în practică. Și aici meritul este al Consiliului Județean, al președintelui Laurențiu Nistor, pentru că a înțeles această necesitate. Știți că, de fapt, documentația a fost asumată de Consiliul Județean, nu de CNAIDR sau cum se numește, nu de Compania Națională, ci de Consiliul Județean. Și, practic, au deblocat această investiție foarte repede, le pun documentele și spune, nu, acum dați drumul la proiectare și execuție cât de repede. Cel mai mare avantaj îl are Hunedoara. Recunosc asta. Există varianta și posibilitatea de a veni și mai mulți investitori în municipiul Hunedoara, ținând cont de faptul că automat infrastructura este mult mai bine pregătită? Sigur. Hunedoara, din păcate, și nu doar Hunedoara, și alte orașe monoindustriale, nu a beneficiat de investițiile care puteau să vină la timp. Așa au fost politicile publice în anii 2000, din păcate. În momentul de față, Hunedoara are posibilitatea să ofere, inclusiv pe tranziție justă, cel puțin 100 de hectare pentru investiții. Noi avem discuții, vedeți dumneavoastră, nu pot să fac public într-o emisiune orice discuție pe care o avem cu antreprenorii, pentru că, în primul rând, ei spun să nu fac public acest lucru. Da, este normal. Economie de piață. Este normal. Dar suntem deja pe punctul de a scoate la licitație cel puțin 20 de hectare din această suprafață mare pentru o fabrică foarte importantă,
fără să dau detalii. Nu intrăm în detalii. De asemenea, vedeți dumneavoastră, fabrica de încălțăminte și tricotaje care a fost cumpărată atât terenul de sub clădiri, cât și fabricile propriu-zis au fost demolate și urmează o investiție acolo pe toată suprafața aceea care va genera alte locuri de muncă. Suntem pe punctul, cred că acum la începutul martie, să deschidem, mă rog, să participăm și noi, mai bine zis, la deschiderea noilor magazine Altex de la Hunedoara, care s-au mișcat constructorul formidabil de bine, tot pe șoseaua de centura noastră. Am rămas și eu foarte surprinsă de la lună la lună trecând pe acolo. Alte câteva zeci de locuri de muncă, plus mobilarea întregii zone. Bă, da seama ce tristețe era când treceai pe acolo, de acele clădiri. S-a schimbat în momentul totul de față imaginea. KFC-ul și încur magazin acolo, care vor genera alte locuri de muncă. Eu spun că suntem pe drumul care trebuie. Că lucrurile se mișcă mai greu? Nu că n-am vrea noi să se miște mai repede. Am vrea să avem o baghetă magică, ziua să aibă 48 de ore și nu 24, angajatul să stea la serviciu 16 ore și nu 8, să nu mai este atâtea libere, să nu mai avem și sâmbătă și duminica liberă, să putem să accelerăm cât mai repede aceste documente, da. Nu ține totul numai de noi. Suntem în ultimele minute din emisiune și vreau să aducem în discuție și comasarea alegerilor, domnule primar, pentru că trebuie să recunoaștem în momentul de față, ceasul face tic-tac, tic-tac, e stabilită data de 9 iunie, ca fiind ziua în care românii vor ieși la vot pentru alegerile locale, atât pentru alegerile la funcția de primar și a Consiliului Local, dar și la funcția de președinte a Consiliului Județean și a consilierilor județeni. Cum vedeți dumneavoastră această comasare? Eu sunt unul dintre cei care am dorit comasarea. Îmi spuneți, vă rog, cu sinceritate. În primul rând, există posibilitatea, cum să zic eu, și de a economisi niște bani. Știți că într-o secție de vot nu vor fi două comisii, așa cum s-a zis, nu că de fapt nu economisi nimic, o singură comisie, omul va primi 5 buletine de vot. În primul și în primul rând, acesta este un lucru important. Un alt lucru important este faptul că în România întotdeauna alegerile au fost în iunie. Foarte puțini oameni știu de septembrie, că atunci a fost pandemia și de aceea s-au decalat. A fost stare de urgență. Da. Și s-a revenit la ceea ce este firesc de 30 de ani. N-ar fi fost decât o lungă vară fierbinte în care cred că toți primarii făceau numai campanie în loc să-și facă și treaba față de comunitate. La momentul de față te forțează cumva să te grăbești că ceea ce ai avut de făcut în 3 ani de zile, sigur ai făcut. Corect. Nu mai merge să mai scoți oamenilor. Acum repede, repede, repede. Deci, practic, acum suntem noi de noi. Lumea ne vede ca și pe împăratul acela din fabulă. Este îmbrăcat sau este gol? Dacă ți-ai făcut datoria timp de 3 ani și jumătate, nu? Sigur te vor alege. Dacă nu, mister, asta este. Nu mai poți să, în ghilimele, să păcălești pe cineva în ultimul an. Și am spus încă de la ședința, cred că din decembrie, de Consiliul Politic Executiv, la București, și eu, și primarul de la Buzău, și Olguța Vasilescu, și primarul de la Galați, sunt primarii care fac parte din acest Consiliu Politic. Da, suntem de acord. Suntem pregătiți, evident, cu tot ce trebuie, pentru că poate suna cumva, știu eu, că ne lăudăm. Dar le-am spus și azi dimineață într-o analiză, oameni buni. Nu merge să te duci în fața electoratului cu singura poveste aia din anii 90-2000 și mult după, în care te duceai pe la niște blocuri cu persoana defavorizată să te aleagă că le duceai nu știu ce. Mai spuneai tu ce o să faci tu dacă lumea o să ajungi. Lumea mai crede în promisiuni. Lumea vrea să vadă ce ai făcut în cazul nostru, da, în cazul și ce urmează să faci tot în cazul nostru, da? Exact. Noi nu venim acum cu povești nemuritoare că o să facem grădina urbană. Noi avem puzul deja. Avem SF-ul aproape finalizat. Nu veniți să spunem că vor reabilita, că știu că vor veni contracandidații, Parcul Corviș și Parcul Central. Băieți, să nu ziceți că avem PT-ul făcut. În momentul de față, proiectele deja sunt așteaptă doar deschiderea liniilor de finanțare. Pentru a fi depuse. Acum se deschid. Da, pentru a fi depuse. Dar ele sunt proiecte mature. Nu poate nimeni să vină să spună vom reabilita 8 școli, grădinițe, pentru că noi avem deja PT-urile făcute. Cum nu cred că poate să vină cineva să spună vom produce energie electrică pentru Hunedoara? Nu, noi deja lucrăm la proiectul tehnic pentru parcul fotovoltaic
unde am făcut dezmembrarea, unde avem cele aproape 30 de hectare puse la dispoziție, unde avem toate discuțiile antamate și unde nu urmează decât să obținem finanțare. De aceea consider că nu trebuie să facem o campanie electorală foarte zgomotoasă, să dăm impresia că o să răsturnăm munții. Nu, noi ceea ce a trebuit să facem, fiind aleși de cetățeni, am făcut și urmează, dacă cetățenii ne vor alege, atât pe mine, cât și majoritatea din Consiliul Local, cum avem și acum, cum am avut și în primul mandat, deja noile proiecte, lucrurile sunt foarte bine structurate. Ar mai fi un lucru, comasarea alegerilor, dar liste comune. Cum percepeți acest lucru? Eu nu sunt de acord. Eu am zis, corect ar fi fiecare cu treaba lui. Pe forțele lui. Din punctul meu de vedere, considerăm că atragem, salvăm Partidul Național Liberal, care stă foarte prost în sondaje, inclusiv dacă vă aduceți aminte, când a fost congresul Partidului Social Democrat în județul Hunedoara, am și pus întrebarea atunci, în cadrul conferinței de presă domnului președinte, dacă ar fi să se meargă pe liste comune, s-ar alege doar pentru a salva Partidul Național Liberal? Și ce a zis domnul președinte? Că nu dorește să salveze. Ei nu sunt puși pentru a salva. Dar o declarație politică de la nivel național n-o să obțineți așa. Eu vă spun părerea mea. Proprie și personală. Clar că salvăm Partidul Național Liberal. Clar. Păi, vreau să mergeți la vot și votați cu... În momentul de față, contracandidat... Și ce vreți face? Vă spune ștampila pe cele 4 buletine. Că domnul primar zice, dom'le, dacă ai avut încredere în mine, dacă consider că mi-am făcut datoria față de dumneavoastră și dacă doriți să continuăm, votați peste tot. Păi și la europarlamentare te întreabă respectiv domn primar. Iartă-mă, am uitat ceva. Pe cine merge? Al cincelea buletin, cu ce fac acolo? Găzdeți împreună. Mister, pune și acolo ștampila. Vezi că și PSD-ul acolo. Și dacă primarul va avea un rezultat foarte mare, ce ziceți? Va avea și lista respectivă? Va avea. Considerați altfel ar fi avut doar PSD. Considerați din punct de vedere este politic valabil, fost... Este valabil și în orașele unde liberalii stau foarte bine. Da, este să Clujul, spunem viceversa. Este dar, viceversa, sigur că da. În județul Hunedoara Aradul, sunt... Clujul, Arad, Oradea... În județul Hunedoara deja salvare, primari salvare, liberali au trecut la Partidul Social Democrat. În județul Hunedoara e o salvare 100% a Partidului Național Liberal. Nu există altă explicație. Cine vă spune altceva, oricum îl credeți și oricum îi mai puneți câte întrebare. Da, îmi dați dreptate. Da. Vă dau dreptate. Din păcate, timpul s-a scurs. Mai aveam foarte multe întrebări și foarte multe lucruri pe care sau doream ca o certitudine. Să le dezbatem în emisiune. Eu voi candida și voi salva și Partidul Național Liberal. Voi candida la primărie, că tot au încercat an și an de zile să spună că nu voi candida și că plec la Consiliul Județean sau plec în nu știu ce minister. Nu, voi candida la primăria Hunedoara 100% și sigur că da, printr-un vot politic, fiind o listă comună la europarlamentare, voi salva și acea listă a Partidului Național Liberal. Dar vă veți lupta și cu un candidat al Partidului Național Liberal, dacă-i putem. Da? Păi nu o să fie un candidat. O să trebuiască, ținând cont de faptul că aibă și liste candidat, că nu, complete, eu nu vreau listă nu? Comună la locale. Deci nu doriți listă. Nu doresc listă comună la locale. Nu se pune problema. Ăsta a fost primul lucru pe care l-am și vorbit cu președintele Marcel Ciolacu. Nu, eu vreau ca lumea să fie reprezentată de un partid. În cazul nostru de Partidul Social Democrat, sub nicio formă, nu, îi salvez odată la europarlamentar, ajunge. Ajunge, nu? Vă mulțumesc. Așa că nu știu dacă au candidat ei, celelalte partide, nici nu mă interesează, eu vorbesc doar despre noi. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația în emisiune. Vă mai așteptăm aici la Hunedoara 1 TV pentru a aduce informații cetățenilor de acasă, să știe exact ce înseamnă de fapt munca din spatele a tot ceea ce se vede, pentru că de foarte multe ori cetățeanul nu știe cât de grea, de stufoasă este documentația care se face într-o primărie pentru a putea să se scrie niște proiecte, pentru a putea să se atragă niște finanțări, după care licitațiile care urmează pentru a putea să se ajungă la constructor, nu mai vorbim de implementare și multe alte lucruri. Inevitabilul, din păcate, apare în tot și în toate. Eu vă doresc o zi frumoasă și rămâneți pe Hunedoara 1 TV. Ne revedem nu foarte peste multe minute la Jurnalul de Știri. Rămâneți pe Hunedoara 1 TV.